foarte mult părintele lui Lucian Dâncă, Andrei Găitănaru, ca un, hai să spunem, un prim intermezzo al evenimentului nostru. Aș vrea să ne spui, să-ți spui părerea despre cât de lesne de înțeles, cât de inteligibilă este zona aceasta mistică, atât ca discurs, cât și ca abordare directă pentru omul contemporan, pentru omul modern, pentru omul zilelor noastre, om care caută să vadă, să știe, să aibă totul cât mai repede, dacă se poate ieri, și cum se spune, fără a avea răbdarea de a trece prin travaliul întregului demers spiritual. Păi, foarte pe scurt pus, nu are șansă. A să fim așa, cumva, lămuriți de la început. Dar pe de altă parte, nici nu trebuie să susții o teză de doctorat ca să înțelegi despre ce este vorba. Să pot să spun metaforă. Toate cărțile acestea, cele pe care, despre care vorbim azi, chiar și cea lui Meister Eckhart, care este, într-un fel, poate cea mai teologic speculativă, sunt, dacă vreți, însemnări și observații ale unor laboratoare ascetice creștine. Sunt rețetele, căile, metodele folosite pentru atingerea unui scop. Scopul, așa cum tocmai s-a spus, este îndumnezeirea omului. Primul pas fiind făcut deja prin înomenirea lui Dumnezeu. Avem ca atare însemnările unor laboratoare. Acum, ca să poți să înțelegi despre ce este vorba într-o însemnare de laborator, trebuie să fii cât de cât alfabetizat cu limbajul, în primul și primul rând. Să ai o mică bază conceptuală. Din fericire, cărțile, iarăși aici poate face excepție, mai ales Meister Eckhart, dar nici Sfântul Ioan al Crucii nu este chiar ușor de abordat. Niciunul dintre ei nu este chiar foarte ușor de abordat. Da, repet, Meister Eckhart este cumva și cel mai speculativ. Cărțile respective presupun, după cum ziceam, o anumită alfabetizare cu lexicul și, de asemenea, intenția de a lucra cu învățătura de acolo. Presupun toate dorința sau conștiința insuficienței personale. Cu alte cuvinte, îl caut pe Dumnezeu plecând măcar de la premisa că, într-o anumită măsură, eu însumi nu sunt de folos și nu sunt suficient pe deplin. Cu alte cuvinte, îi las loc și lui Dumnezeu să lucreze. Toate cărțile acestea pleacă, într-un fel, de la această premisă fundamentală. Omul este nevoit să-și asume norul necunoașterii, să-și asume noaptea întunecată, să-și asume ascensiunea către unul Dumnezeu, cum e cazul lui Meister Eckhart, să-și propună străbaterea lăcașilor cele multe și indefinite care duc în cele din urmă către centrul castelului. Deci vorbim foarte mult și despre, de fapt, o necunoaștere și despre o neputință. În termenii psihoterapiei, să zicem că ar fi vorba despre depresie, în momentul în care îți dai seama că nu mai poți și că, de fapt, nu poți. Și uneori nu ai nici putere și nici motivație, dar cumva, după ce te obișnuiești cu gândul și stai, nu fugi de acolo, că dacă fugi, n-ai rezolvat, o apuci pe un drum. Drumul acesta începe să urce, dar pornește de la o anumită insuficiență, de la o anumită mărturisire a propriilor limite. Iar toate aceste cărți, repet, pleacă de la această premisă. Pleacă de la premisa faptului că Dumnezeu este de necuprins, așa cum este un nor întunecat, și aici este o metaforă foarte veche și frumoasă, care are rădăcini în ieșirea și întâlnirea și intrarea lui Moise într-un nor întunecat, replicat apoi imaginea în viața lui Moise lui Grigorie de Nisa, preluată în corpusul areopagitic, dezvoltată în cele din urmă și aici de către autorul norului necunoașterii. Vorbim despre faptul că ne asumăm că nu putem să-L determinăm și că pe Dumnezeu nu putem să-L prindem chiar așa de ușor, de un picior, cum spunem noi la noi, și că
avem nevoie să plecăm de la această asumare, că nu putem determina și că avem nevoie de prezența Lui ca să ne însoțească, ca să ne îndrume. La fel cum trebuie să ne asumăm într-un fel propria noastră moarte, propria noastră noapte întunecată, în care, de fapt, suntem singuri. Așa cum și Hristos pe cruce a fost singur, până în acel moment, există acel moment, acea maximă descensiune a lui Hristos, în care nici măcar nu mai simte cum prezența Tatălui. Pentru că nu e așa ușor să ar fi putut spune, ei, da, stai puțin, ești pe cruce, dar totuși ești tot timpul cu Tatăl, a fost tot timpul acolo cu tine. Evangheliile punctează și acest fapt, că există un suspin la un moment dat în care se simte singurătatea și poate că acela este momentul maxim de ascensiuni, nu neapărat chiar finalul în care se spune în capul a plecat și Hristos și-a dat Duhul sau și l-a transmis. Deci trebuie să ne asumăm inclusiv această lipsă, această neputință, ca mângâietorul să poată lucra, ca Dumnezeu să poată interveni. Ca noi să putem, propriu-zis, cere îndrumare și ajutor. Pentru că altfel ce sens ar fi să pornim pe un drum al căutării și al regăsirii noastre și al întâlnirii cu Dumnezeu dacă noi deja știm cum stau lucrurile. E puțin ipocrită. Vrei să întâlnim cu Dumnezeu, dar de fapt noi știm cum stă treaba cu El, îi punem și niște condiții în cele din urmă și ar fi bine să le respecte, pentru că avem și treabă. Nu, atunci nu lucrează, fiind extrem de delicat și extrem de în marea Lui iubire, în ființa Lui iubire, nimic nu are leza, are și această infinită răbdare cu noi, ca noi să facem un pas. Ca atare, pentru a mă întoarce de unde am pornit și pentru a și încheia, da, pot fi citite aceste cărți, pot fi înțelese, e nevoie de o minimă alfabetizare, chiar și pentru cel care nu are o intenție personală de a lucra cu el însuși, are doar o curiozitate intelectuală, dar sunt cu atât mai prețioase cu cât ele rezonează și răspund unei căutări. Și, într-adevăr, ele oferă rețete. Multe dintre ele au fost scrise așa. Chiar și predicile lui Maestre Eckhart, în fond, este un efort omiletic acolo, de transmiterea unei învățături care punctează și dimensiunea practică a vieții. Celelalte trei titluri sunt cumva și mai explicite. Sunt how to. Cum s-a spus în engleză, cum să faci ca să atingi scopul respectiv, asumând întotdeauna și eșecul. De exemplu, unul dintre cele mai des întâlnite cuvinte, nu neapărat un cuvânt străin pentru această literatură, dar întâlnim de pildă adesea în castelul interior, este smerenia. Teresa de Avila atrage atenția adesea asupra importanței smereniei, cu alte cuvinte, necesității de a-ți conștientiza limitele. De a nu te, care cumva cocoța la adăpostul unei autosuficiențe sau unei mândrii, care îți poate fi foarte vătămătoare, pentru că îți va fi pusă la încercare acea presupusă pricepere pe care o ai tu fără niciun fel de asistență și cel mai probabil o vei pica. Nu vei trece testul. Pentru că ispita, propriu-zis, este un test. Și în greacă pe ira înseamnă testare. Când suntem ispitiți, suntem testați. Când ne asumăm că știm ceva, vine imediat examenul. Hai să vedem cum știți, cum este interiorizat. Și dacă luci la presupoziția că întotdeauna nu lucrezi de unul singur, că așa cum tocmai s-a spus, este nevoie de o conlucrare și să fii conștient de această conlucrare, cel mai probabil de unul singur mare lucru nu vei reuși.